prezența noastră a jurnaliștilor aici la Strasbourg ne ajută sau ne creează dezavantajul să aflăm și anumite zvonuri. Se pare că s-ar vorbi și ar fi unele voci care susțin că planul Juncker ar putea să muște, între ghilimele, din fondurile destinate dezvoltării regionale, de care sigur România beneficiază major. E posibil, există acest risc sau avem alte probleme pe fondurile europene? Nu există acest risc, nu s-a avut în vedere atunci când s-a vorbit de bani proaspeți, nu s-a avut în vedere nicio clipă utilizarea sau reducerea alocațiilor din fondurile europene, fondurile de investiții și structurale pentru România, dar ceea ce este important și ceea ce se adoptă acum, inclusiv prin rezoluția, ieri s-a adoptat pachetul de flexibilitate la pachetul de creștere și acest lucru este un enorm avantaj pentru România vis-a-vis de pachetul Juncker, dar și de investițiile din fondurile de investiții și structurale. Mă refer la faptul că țările care investesc bani europeni sau banii din fondul de investiții, planul Juncker, cum l-ați numit dumneavoastră, vor avea o flexibilitate în ceea ce privește constrângerile privind deficitul. Banii investiți în aceste fonduri sau banii de cofinanțare nu vor fi socotiți în deficitul public al statului respectiv, ceea ce este o enormă gură de oxigen pentru statele europene în ansamblu, dar în special pentru țări precum România, cunoscută fiind dificultatea producerii sau identificării lichidităților și resurselor bugetare pentru aceste proiecte. Ori acest pachet adoptat ieri, aș numit-ul pachet Moscovici, cum se numește acum, permite ca orice investiție din pachetul Juncker, din programul de investiții Juncker, din fondurile structurale de coeziune, dar și din garanția de tineret, deci toate vor fi tratate cu flexibilitate. Asta ne permite ca să putem avea alocații mai mari, inclusiv din resursele bugetare, fără ca ele să conteze ca deficit bugetar și, în consecință, țările respective să fie angajate în confruntări cu Comisia Europeană sau chiar supuse procedurii de sancționare. Nu pot să ascund faptul că sunt enorm de bucuros de acest lucru, cu atât mai mult cu cât a fost o inițiativă a grupului socialist care a găsit ecou atât la președintele Jean-Claude Juncker, căruia vreau să-i doresc succes în acest proiect și să-i și mulțumesc ca socialist român pentru că a sprijinit cu onestitate acest efort, dar cred că este o știre extrem de pozitivă pentru toate statele din politica de coeziune în ansamblu, știut fiind un lucru, fără investiții, tot discursul nostru despre locuri de muncă și creștere economică este practic lipsit de substanță.